Giovanni Becali la telefon. Bună seara, domnul Becali. Bună seara, Dane. Înțeleg că vă uitați cu interes la emisiune și că aveți... Da, Dane, mă uit la, cu interes la emisiune. Tu ești un băiat deștept și știi să-ți faci programul tău. Înțelegi? N-am terminat cu regii, acum am început cu palții. Acum am înțeles sub regii și așa mai departe. Acum e cu cocoșei? Da. Brav, brav, cu cocoșei, cu care jucam eu barbuț, înțelegi tu? Vedeți? Eu puneam pe bani, țiganii puneau pe cocoșei când jucam eu barbuț cu ei, înțelegi? Fiecare cu averea lui. Bravo. Dar cum vi se pare scandalul? Cine credeți că are dreptate? Ca să înțeleagă Leo de la Sehă. Leo cred că vă aude. Tot să dă șmecher de bucale. Da. Ca să-i vorbesc pe limba lui. Înțelegi? Că eu magiane și romanesc, dacă e nevoie. Să nu mai dea dume între ei de... Pă, romanesc, că eu geanesc, ce spun ei. Bravo, înțelegi? Bravo! A, bravo. Deci ce, și ce au spus? Și cu cartelele astea, cu cartelele astea, cu dumă în stânga, în dreapta, nu prea merg, înțelegi tu? Ei n-au dat de husene acolo, înțelegi? Îi dau de un șmecher care știe combinațiile lor, înțelegi tu? Că dacă eram noi în studio, le spuneam... Bă, Leo, dar dacă tu luai banii de la nevoastră sau la măta și îi pierdeai la casino, ce făceai mâncate șocul tău? Te duceai să te bași cu evreii, cu turcii care au deschis casinouri aici? Că eu am jucat banii părinților, neamurilor, toți banii le-am jucat la casinouri. Ce era? Să mă duc să mă bat cu ei să iau banii în apă. E și asta o poziție, într-adevăr. Dacă lua salba și o pierdea la, o pierdea la casino. Acolo da, este... Există la Loredan Achiu. Acolo mașina. Există casino, aici asta există o domnișoară. Ia dovedit asta. Ia dovedit. Ia dovedit, dacă nu se... Fratele meu, aici nu este așa. Nu e casino, aici este o domnișoară. Care se plimbă cu o mașină. Care n-a făcut nimic pentru mașina asta. Ce-a făcut Loredana pentru mașina asta? Nu mai stai tu, mașina lui. Că aici a nesromănat. Bă, da, duma, că te n-ai mișto, le-a mari mașină. Alo, 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 domnul, că nu știu. Domnul Giovanni, vă rog în română că e posibil să vă jigniți și nu înțelegem. Noi ca țigani avem respect, nu vorbim urât ca Loredana Chiu. Noi respectăm toată țigania. Dar dânsul nu e țigan, doamnă, domnul Becali nu e țigan. Domnul Becali, vorbiți un pic mai încet că... Vă vorbește bine român. Macedon nu e țigan. Stai să-l auzim că s-aude destul de... E legătura destul de gâjită. Vorbiți un pic mai încet să nu mai țipați că... Am dat eu mai încet în aparatul meu, înțelegi? Așa. Dane, că la păsărică, dacă dai bani, tată, și nu linci, sau nu lovești? Da, am înțeles. E pe negru și a venit roșu. Ce vrei să faci? Vorbea de privighetorile din grădină. Nu vine supărare atunci când nu faci. Deci până la urmă, ca să concluzionăm, domnul Becali. Leo, spuneți că este vinovat după părerea noastră, nu? Ca data aceasta. Bineînțeles, bă, tată, cu o gagică pierzi banii și cu asta bata faci cadou și la gal, la revedere. Păi cumva asta spune și domnul Ceabă, că s-a cam făcut Leo de râs, da? Pe unde e averea lui Leo, care se dă șmeche la București? Toată averea stă în mașina asta. Să vină că îi dau mașina la loc, mă, frate, să o lase pe față în pace. Vine la tine acasă să-mi dai mașină, poți să-mi dai o mașină? Și-ți dau un pupic. Eu îți dau un pupic pe o mașină, Loredana n-a dat niciun pupic. Mașină de cusut. Înțelegi? Că nu se care spune de care mașină. Care-i situația aici și nu trebuie să te bași. Dar nu trebuie să te bași. Eu de la tine, vă, păsărică. Da, nu se poate păsărică seara. Nu e nici bulgar. De ce vorbești bulgar să audă toată țara? Domnul Giova. Da, ne, pot să intervin și eu. Stai să intervin. Pot să intervin și eu. Te rog, Leo, te rog. Spune-i, domnul Giova. Chiar aș vrea să-i spun domnului Giovanni că poate sunt și niște cazuri despre el care nu sunt publice. Dacă o cunoaște pe Lavinia de la Pitești, care tot la fel a încercat să o terorizeze din cauza că i-a dat prea mulți bani și nu și-a luat înapoi. Bă, dar sunt cazuri care nu sunt publice. Păi nu e vorba de gagici. Bun, dar ce ești tu, Leo? Jurnalul monden al amantlăcurilor din România? Că nu înțeleg. De unde știi tu ce face Giovanni? Păi eu știu ce face Giovanni, că poate multe gagici au trecut pe la mine care au fost și la el. Domnișoara, trăim în România. Dumneavoastră stați numai în studiu, dar noi colindăm toată țara, toată Europa. Păi și cine e, domnul Giovanni? Mi-a povestit Jasmina, domnul Giovanni. Bună, bunule, păi eu, piatra, o-i cheamă pe Jasmina, să vezi ce o să vorbească de mine.
Nebunule care e. La domnul mine a vorbit Jasmina. Domnul Giovanni, v-ați găsit nașul cu Leo, ia uite, știe? Haideți că ne mai băgați la un proces, mai o să mai avem un proces. Doamne ferici. Păi tu te compari cu mine, Leo, am mâncat de așa, că tu ai venit să nebunești o România pentru o mașină, nebunule care ești. Nu e vorba de o mașină, e o vorbă că mi-a dat țeapă. Asta e problema, de ce nu s-a ținut de cuvânt? Nu, am vrut să demonstrez la toată lumea cine e Loredan Achivu, asta e problema. Că toată țara nu știe că tatăl Loredanei s-a spânzurat pentru că ea cu mama ei a fost curvă. Da, Leo, nu poți să-ți faci așa ceva, Leo. Și asta spunea și domnul Cioabă, că să-ți faci de râs comunitatea. Mama lui, păi vorbesc pe toate. Lasă că și tatăl meu a murit și vă dau 16 cu 11, nu e o să mori. Nu ne-am adunat ca să auzim injurii. O să vorbesc și eu cu Mara, că nu știu ce rol are aici. Eu cred că deci Mara, eu cred că-și merită soarta fiecare. Mara, vorbește domnul. O să încercăm să ținem. Leo, dacă poți, vorbește frumos, dacă nu întrerupem cu vorbirea definitiv. Dacă Mara face mișto de mama, că mama nu știe să vorbească pentru că e femeie bătrână, atunci umblăm și la dosarul mare, că știu și numai aceea. Aici nu suntem cu... Leo, nu ne-am strâns cu topoarele pe masă fiecare să-l atace pe celălalt. Fata, să nu mai simt nimeni, lasă să termină problema asta. Dacă nu avem decență în vorbire și dacă eu am plecat... Exact, bun, și închidem subiectul și ne apucăm de altceva. Domnul Giovanni. Domnul Rege. Domnul Giovanni, deci în... Leo, în afară de toate problemele care le are, e și un sifonar. Înțelegi tu? Bă, băiat, dacă vrei să te dai șmecher, lasă trecul de șmecherie, cheltui la revedere, du-te, ciorele, fă ce vrei și pune galbeni la loc și gata. Nebunule! Ai început să-mi spui mie... Nu e! Ascultă-mă! Dar nu, vorbiți... Nu ai dreptate aici! Vorbiți frumos, domnul... Ascultă-mă! Să-i dai împrumut, ai mult și tu ca să-i dai împrumut... Domnul Becali, nu-l mai face nebun și... Da, îi dă un sfat cum trebuie! Păi și tu un cadou, hai! Domnul Giovanni, prea mare să dă și vorbește așa, nașpa! A, nu, el are într-un fel dreptate, ca să termine scandalul ăsta, hai să o lăsăm așa! Pleacă frumos, recuperează banii familiei. Puteți să nu mai vorbiți în regie, în cască, vă rog, mult, a mia oară. Loredana e altă femeie care n-a trecut prin pasul lui, dar trece prin... Poți să vorbești și eu ceva? Leo, stai puțin. E scaun acolo. A revenit Giovanni, doamna... Giovanni, poate este... A revenit doamna Maria Giovanni Plato. Este invidios pe mine. Așa. Că poate din multe din gagicile care le creștea au trecut pe la mine și el n-a fost de acord. Băi, bă, nebun. Una dintre ele este Jasmine. Așa ceva. Când vreodă, băi, nebunule. Așa ceva. A trecut pe la tine și a avut atâtea, nebunule. Vrei să vorbim și de Mădălina Panfile? Păi nebunule, ești nebun la cap, tu înțelegi, știu eu pe asta, bă. Eu sunt om însurat, am copii, păi, nebunule. Le-ai crescut să străiască, Doamne ajută. Păi și mai auzit pe mine plângând vreodată, bă, nebunule, sau cerând ceva înapoi, bă, nebunule. Păi, dar eu spun ce spun ele, da, eu sunt prieten bun cu Mădălina și mi-a povestit foarte multe. Dați puțin că asta e... Uite, Giovanni mi-a povestit Mădălina Panfile o fază. Te-a ținut vreo două ore la ușă ca să-ți deschidă ușa. Bă, lasă-mă, dracu, păi... Pentru că era cu altul înăuntru. Deci vin cu dovezi. Ai înregistrare de la ușă? Stai mă, să aud. Deci Mădălina Panfile l-a ținut pe Giovanni Becali două ore la ușă că era cu altul. Două ore la ușă că ea era înăuntru cu altul. Băi, Leo, dar s-ar putea să vină momentul când trebuie să demonstrezi toate astea. Te lansezi niște acuzații. Am dovezi tare, nu discut fără dovezi. Domnul Giovanni, eu vreau să... Băi, Leo, tu n-ai gătat un scandal și mai intri în 50 de... Băi, ceartă-te cu tot Bucureștiul, că ai și pe ce, pe femeile din București. Hai să terminăm cu asta, domnul Becali. Domnul Becali, a venit și mama lui Leo, poate vrei să vorbiți
cu dânsa mai civilizat, că a dat dovadă de hai să terminăm de cu balamucul ăsta, că ăsta e râs de lume, nu e ceva frumos. Bravo, Sorela, bravo. Nu e ceva frumos, e râs de lume ce avem noi aici în Prahov. Duceți-vă la voi acolo, vedeți-vă de treabă. Hai, domnul Becari, vezi de treaba de oile dumitale, te rog. Deci fiecare cu etnia lui. Vezi de treaba dumitale, nu te amesteca. Nu mai te amesteca, mă, ta cu țigani. Bă, nebuno, n-am oi, nebuno. Nu mai te amesteca cu țiganii, lasă țiganii în pace. Vorbim cu... Bă, nebuno, eu am Rolls Royce, nu înțelegi. Lasă țiganii în pace, domnul Becali. Da, auzi, domnul Becali. Nu, gata, nu întrerupem. Nu ne-a trebuit că se întoarce înapoi pe dumneata, domnul Giovanni. Domnul Becali, gata, nu întrerupem convorbirea. Spune-mă înapoi cu 15 voi. Vă rog frumos, nu? Că te vedea cu mine față în față. Ce faci, mă, mâncați aia și eu cu tău? Giovanni, hai să spun ceva. Nu vine niciun șmecher din România să-mi facă mie legea pe banii mei. Înțelegi asta? Și nu vine niciun șmecher din România, ține minte. Nu mă dau să-mi facă mie legea pe banii mei. Lăsăm să-l ascultăm. Gata. Ce dracu mai puiești, mă, stai, dracu. Gata, domnul Becali, mulțumesc mult. Gata. Hai să întrerupem, gata, fără amenințări și fără. Alexa, gata, închidem telefonul. Îi mulțumesc, bine, până la un punct domnul Becali avea dreptate pentru că avea aceea. Domnul Capato, s-ar putea să vă duc și pe dumneavoastră la s-ar putea să vă duc la tribunal la Sibiu. Ce să fac? Pentru că ați lăsat un om în stare de ebrietate cu Giovanni să-i facă ciore aici. Domnul Ciobă, eu îmi cer scuze pentru că într-o emisiune în direct n-ai cum să controlezi discursul meu. Am întrerupt.